ridicat scângeri la adresa producătorului, un atac la adresa cumpărătorului care vrea să ia o marfă bună, ieftină și proaspătă și omenească. Nu are nimic de a face mesajul acesta cu mesajul fals al guvernului, o minciună. Tot plamează guvernul că susține economia românească, producătorul român, românul de rând, și pe de altă parte închide piața. Este încă o dovadă că se lupți total de realitate, fiindcă nu numai cei din mai de orașe își cumpără din piețe, acele târguri și oboare de la țară, din mediul rural, care se desfășoară în principal săptămânal, au rolul lor în mica economie locală, le-au închis și parea. După ce au văzut că lucrurile au raza în complet și se bucură de dezaprobarea totală, cu ghilimele la București, evident, au venit ulterior și au zis, domnule, primarii trebuie să vadă ei cum fac, cum scot ei niște tarabe pe marginea drumului. I-am zis că, în urma unui celebru fost președinte, vine iarna.